Salut! Astăzi vreau să vă arăt puii de la Battenburg. Ce culoare o fi asta de aici? Nu prea am experiență cu... Este un gut, nu? Pare fumuriu așa. Da, e gut. Un fel de gut fumuriu, dar bănesc că atunci când o să ne pârlească va fi un pic mai deschisă și va lua o nuanță mai deschisă. Faza este că... Hai că masculul ăsta are Iana Arden la bază, știm cu toții, snegri cu alb și așa mai departe. Dar mama ăstora, 1158, bunicul ei este un negru, sau să zicem, se trag de pe niște negri. El este negru fichiat, străbunicul ei negru, total, și se trag niște porumbei de Magens. O linie foarte rară. Și acum nu știu... Dacă ați auzit de ea, dar aici a fost cunoscută, dar prin anii 60-70. Și am observat că am mai scos pui așa din întâmplare de la de pe linia respectivă, ceva din ceva frați cu 1158 și albastru deschis cu zicem un gut închis sau gut, îmi aruncă nuanța asta, un fel de mor. Undeva negri ăștia, de Megan sau caractere foarte puternice care se transmit. Deci nu se pierd. Deci în albastru, deschis, normal, cu albastru, cu gut, zicem puțin închis, nu deschis, îmi aruncă nuanța asta. Foarte ciudat, n-am întâlnit niciodată. Bine, ăștia știu despre, știu care e treaba cu ei. Îi am pe ăștia doi, am avut noroc și mai am încă doi de vreo 3 zile de la Battenburg. O să vedem ce o să fie cu ei, deocamdată doar vorbe și încurajări. Exact ce v-am explicat mai devreme, puii ăștia sunt de pe 1055 și 1121, femeia de anul trecut, care este de asemenea soră cu femeia care este împerecheată cu masculul de Battenburg, cu Battenburgul. 1121, mama puiilor ăștia este o albastră deschisă și tatăl este un, zicem așa, un trestiu cu ceva alb. Deci se justifică culoarea asta. Da. Asta va fi o trestie, o roșie, o trestie, nu va fi roșie. Da? Ca și tatăl. Iar ăsta de aici va fi un morn, eventual un gut închis. Dar mama lui 1155, trestiu, tatăl puilor, este morna de Heberecht. S-a justificat culoarea. Dar știu foarte bine că această culoare poate veni de la Megans, de la negrii de Megans. Bunicul puiului, 5202, este dat din ăsta de aici, este dat din negru. Negri de Megans. Străbunica și străbunicul negru, Megans. Probabil că de acolo se aruncă culoarea asta. Hai mă, zoom-ule, mă. Nu știu cât vedeți voi, dar tiuleii sunt negri. Și au așa specificul ăla în vârf de roșu, semn că se trag de pe trestii. Se trage de pe trestii. Ăștia vor merge la Columbodrom, la Târgu Frumos, mai mult ca sigur. Ăștia doi sunt verișori cu cei de sus. Cei pe care abia v-am prezentat. Tatăl este frate de cuib cu 1121. Da? Și cu gută, mama fiind gută, au tendința de a da guți cu pigmentația asta. Deci au tendința de a da mai mult pe o culoare închisă. Se aruncă pe o culoare închisă. Deci albaștri nu-mi dau albaștri. Decât albastru cu albastru, dar albastru cu gut, majoritatea cred că cam toți vor fi guți.
Ăștia spui care au denise, Constantinii, tatăl fiind 50% denise, practic bunicul lor este, bunicul de pe tată este strasut denise și Ronnie Constant. Nu știu cât de mari se vor face. O bunică au și o bunică mornă, 1-1-72, care a fost campioană la mine primul pornobil cu locul 1 de la Altona, 350 de km. Aceștia vor fi masivi, se simt după cum vor fi puternici, cu musculatură foarte puternică, special ăsta de aici, foarte puternici și grei. Vor fi mult mai mari decât tatăl, cu siguranță vor fi mai mari decât tatăl. Și știu că am mai scos din mama lor pui, frații de mamă cu ei, anul trecut doar de probă, doi, i-am trimis undeva la Cluj. Și îi dă mari și am mai avut undeva prin primăvară ceva și am mai trimis unui român aici în Danemarca să zboare cu ei și puii din femeia asta sunt destul de robuști. La fel ca ăștia de aici. Au scos ouă până la urmă femeia asta, a până la urmă. Am mai scos două perechi, dar au fost limpezi, dar sper să fie într-un ceas bun, să fie bune. Dacă ouăle astea vor fi bune, cu siguranță vor trimite pui din ei, dacă vor fi doi, la Danish Pigeon Race. Asta este la fel un pui mare, destul de dezvoltat. Cred că o să-i trimit pe podea, să-i dau jos. O să se facă mare și este bărbat, la fel cu fratele lui. Doi bărbați. Aici doi vor fi bărbați. Frați de cuib. Din seria 2, cred că deja au ieșit puii, frați cu ei. Ouăle astea, ouăle au fost mutate. Ouăle din care au ieșit puii ăștia au fost mutate. Strategic pe aici, prin crescătorie. Unul ăștia pentru că ouăle au fost limpezi. Și unul aici jos, mutând puiul lor undeva în partea de sus, în spate. Un pui din ăștia este cumva arvonit, va pleca în Anglia, la un băiat Mihai, din seria următoare. Ouăle sunt bune, unul îl voi păsta pentru mine și unul îi voi da lui. O să-și aleagă el unul din ei. Acum să-i pun corect, pentru că sunt destul de mari și părinții recunosc și îi bat dacă nu sunt din cuib, de acolo nu trebuie să fie. Haideți să vedem, nu am văzut pui de la Batenburg, din partea aia. Eu sper așa cumva că următoarea serie din ei va fi cu șfichi, cu alb. Mornul ăsta fiind dat din părinții lui, fiind șfichiați. Părinții sau bunicii, tu am presa că toți bunicii, nu mi-aduc aminte, nu vreau să vorbesc aiurea. Dar stau așa o convingere că vor fi cu foarte mult alb, la fel ca și puii din femeia aia de la Lauenbach. I-am văzut pigmentația pe cioc, aproape tot ciocul este pestrit, să zic așa, ceea ce înseamnă că va fi un pui cel puțin list. Hai să vedem pe ăștia de la Batenburg. Mă scule pe cuib acum. Da, el e închis, cred că puiul lui așa va arăta după ce va năprâli. Și are pigmentația aia de negru, foarte închisă, dominantă. Este foarte rară. Hai să umblu puțin la pui. A, el e, are treaba. Aici sunt pui. Da, nu cred că va fi niciun, nu cred că va fi niciun șfic în aripile lor. Pur și simplu vor fi guți ca și ceilalți, nu văd nici. S-ar putea să văd aici un șfic. Se vede alb puțin. S-ar putea. Ia să văd în partea cealaltă. Nimic. Nu cred. Cred că vor fi, oricum vor ieși ciocoși amândoi, cu ciocul mare, cel puțin ăsta. Destul din sus. E, ok. Ăla s-ar putea să văd un alb acolo, un șfic alb. S-ar putea doar. Vedem așa.
Asta este femela, este primul pui venit din seria 2 de la antrenament, de la Padborg. Cu un avans destul de mare, este filmare pe YouTube. Toți frații ei anul trecut au mers în crescătorie și sunt mulțumiți. Ăștia când o să se maturizeze în al doilea, al treilea an de viață, vor fi porumbei care cu siguranță pot să facă normă sau de ce nu as. As palmares cu timpul la distanță lungă. Sunt porumbei de distanță lungă. La fel vor fi și pui în ăștia doi. Pui. Asta va fi a treia ieșire a lor afară. Au nins și aseară. Acum se topește absolut totul. Totul se topește. Mai puțin zăpada. Ce vorbe, am scos și niște dume câteodată. Faza este, după cum vedeți așa în prim plan, acum s-a topit, dar dimineață când m-am trezit și am venit aici, am găsit așa frumos, astea sunt urmele mele, evident, bum bum, era alb complet și am văzut urmele astea. Acum, nu știu ce să zic, sunt de pisică, sunt de dihor, faza este că vin așa, s-a oprit aici exact în fața unde stau eu și s-au dus puțin, a fost puțin bătătorit aici. Și s-a dus așa pe lângă pescătorie. Nu știu cum arată urmele în zăpadă făcute de ceva dihor, dar mi se par cam, știu, să fie pisică. Nu am idee. Știu că în spate sunt foarte multe urme de făcute de o vulpe. Este normal, sunt foarte multe vulpe aici. Mi-am mâncat ouă, le-am avut ouă aici, la capcană. Mi le-a luat. Și sunt foarte multe, astea sunt urmele. Din nou aici, se văd. Este ceva animal mic. Nu sunt mari. Acesta este piciorul meu. Ele par mai mari acum, pentru că s-a topit zăpada. Erau micuțe. Azi dimineața, acum s-a topit zăpada, se topește în fleașcă. Se duce așa pe aici. Cred că ceva, mi se par cam dese, uitați ce dese sunt. Și nu cred că e pisică. Cine știe. Hop. Și aici dispar cumva. Nu știu să fie dihor, să nu fie. Aici dispar. Astea sunt altfel de urme, altceva. Ceva fazan. Astea trebuie să fie de fazan. Astea de aici. Ele par mult mai mari, așa cum am zis, pentru că zăpada se topește. Acum. Astea sunt de iepure, sau nu? Aceleași urme. Din nou aceleași urme. Nu, asta e vulpea, trebuie să fie. Sau cine știe, mă, frate? Se duc așa pe câmp. Hop, a ieșit afară pentru a treia oară. Sper să nu fie și ultima. Bate peste gură. Sticletele astea nu face bine. Faza este că și uzi acum, sunt uzi. Au stat în Sputnik, unde se curge zăpada asta topită. S-a scurs toată. Și sunt uzi, sunt victime sigure.